Sâmbătă a avut loc prima ediție a spectacolului Dans și Cântec Giurgiuvean, un concurs interjudețean organizat de Palatul Copiilor. Festivalul a fost organizat în două etape, care au cuprins probele de dans și cântec. La concursul de dans, copiii îmbrăcați în costume tematice au încântat publicul prezent la sala de sport a școlii numărul 5. Organizatorii nu se așteptau la un număr așa de mare de participanți. Eu sunt foarte mulțumită că au făcut prezența aici la noi, la Giurgiu, peste 260 de copii. Important este ca noi să-i mobilizăm să facă mișcare și mișcare cât mai apropiată de ceea ce simt ei. Dansul le dă nu numai frumusețe, le dă și multă sănătate și totodată încredere în ei. Concursul a fost sprijinit și de grupul de firme Nova Force, prin intermediul căruia organizatorii au putut oferi premii participanților veniți din toată țara. Din Giurgiu au participat și tinerii talentați de la Casa de Cultură Ion Vinea și de la Palatul Copiilor, cărora le-au revenit 8 trofee la finalul concursului.